salut, eu sunt Azalea Necula și astăzi sunt alături de prietena mea. Bună, 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 Vivi! Bună! Da, știu că foarte mulți dintre voi îmi scrieți în comentarii că noi două semănăm foarte mult și da, astăzi nu avem părul făcut la fel, dar... Dar de obicei promitem că semănăm! Da, da, promitem noi! Și astăzi ne-am gândit să facem un super joc, am-n-am, l-am mai făcut o dată pe canalul meu, dar astăzi îl fac arată de Vivi! Yes! Vrem să vedem dacă semănăm și la... nu știu, gândire, la ce am făcut, la experiențe, la ce am trăit, da. Ce am trăit împreună, împreună, nu împreună, da. Anyway. De-a lungul vieții, până la momentul de față. Da, 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 începem. Hai. O să fie un am-n-am mai picant. Da, mai interesant. Am-n-am vomitat de la băutură. Stai, n-am. Ai? Da. Vai, nu pot să cred, da? Da. N-am ajuns până acolo. Păi nu, la faza e că nu sunt obișnuită și dacă beau puțin, eu sunt... mi se face rău, mai ales dacă mănânc. Da, și eu la fel, nu, adică nu, nu-mi place băutura și nu-mi place să beau. Da, dacă beau un picuț, nu... Eu nu suport, nu-mi plac tăriile astea, tot ce beau este cidru. Am, n-am avut o aventură de o noapte. Nu. Nici eu. Suntem fete cu minți. Da, chiar nu. Am, n-am băut alcool înainte de a împlini 18 ani. Da. Cred că toată lumea a făcut asta. Da, la un revelion, la un revelion, la... orice chestie, da. Da. Puț așa, da. Șampanie, o chestie. Am, n-am fumat. Deci o să n-am. Te surprindă. Da, nici tu? Nu, nici eu. Nu, nici nu-mi place, adică nu e de bine. De fete cu minți, măi, noi. Da. Dar arată și urât, nu știu, eu tot timpul. Da, e, pentru tot, o fată, tot da. Timp, pentru orice om, din punctul meu de vedere. Nu da. E ok, nu fumați, nu e nimic cool în asta, nu da, vă faceți mai interesanți. Cool. Doar vă stricați sănătatea și atât, efectiv, atât. Și un viciu urât. Am, n-am scuipat persoana cu care purtam un dialog. Ai sau nu? Am, cred. Eu am purtat aparat dentar și probabil atunci. A, dar nu așa. Să scuipi. A, nu, frate, nu așa, nu, dar de exemplu nu, să... Nu, aia, asta am făcut și eu. Da, dar să scuipi gen rap, tu, nu. Nu, să scuipi, să te enervezi. Să nu, te... nu, Doamne, ferește, ce e asta? Zici că e apucătură de om needucat. Nu, chiar e apucătură de om, deci nu, n-am. Așa, cum ai zis tu, asta m-a întâmplat de multe ori. Da. Nu-mi dau seama, că mă precipit și vorbesc repede. Am, n-am stat trează mai mult de 48 de ore. Da. Oribil. Deci, da, e oribil sentimentul ăsta și eu la fel. Cât ai stat cel mai mult? Nu știu, dar clar mai știu că am stat patru, clar mai mult de 48, da. Că ziceam că sunt două zile. Am, n-am lovit mașina. Eu sau gen din vina mea? Nu contează, dacă mașina ta a fost lovită vreodată, nu contează. Da, dar din vina mea nu. Nici din vina mea. Da. Da, la mine știe toată lumea și a fost și m-am făcut și vlog pe tema asta, că la două săptămâni după ce am avut permisul, a intrat cineva în mine. Da, știu, știu. Deci da, mașina a fost lovită, dar nu de mine. Da. Nu de mine, dar a fost lovită. Nici eu n-am lovit niciodată mașina. Doamne ferește de evenimente din astea, că să ne ferească Dumnezeu. Da. Am, n-am fost dat afară dintr-un bar club. Ce? N-am. Nu, nici eu n-am. Am? Nu. De ce? Adică mă gândesc că de ce, poate că e prea aglomerat sau ceva, nu știu, să nu mai să intru, dar... Nu, no, eu n-am. Fiu dat afară, nu mi s-a întâmplat. Se întâmplă așa ceva în România? Nu cred. Ba da, cum să nu? Dacă te îmbeți și faci... N-ai fost da afară? Da. Wow. Dacă te îmbeți sau dacă vrei să te iei la bătaie cu cineva și faci ca nebun, îți dai seama ba. Da, îți dai seama, eu și bătăușa. Da. Am, n-am făcut baie în piscină îmbrăcată. Am, da, am și vloguri. Îmbrăcată. Nu, n-am, uite. Eu toate vlogurile mele cu piscină sunt îmbrăcată. N-am făcut. Nu e ciudat? Nu, e fun, mi se pare amuzant. Da, uite, sunt fac chestia asta. Am, n-am donat sânge. Eu nu am... N-am. Nici eu n-am voie, am vrut să donez odată și trebuia să am peste... Nu știu când, dar acum ceva timp. Trebuia să am peste 50 de kilograme și aveam 44, nu știu câte kilograme aveam. Dar pe lângă faptul că aș leșina. Deci eu leșin și 3 minute la sânge. Să stau 20, știi că trebuie să ai vreo 20-30 de minute. Îți iau o pungă de sânge, nu... Și moartă, nu știu. Deși îmi doresc, știi, dorința există. Da, dar da, corpul meu și mintea, că mintea aia e problema. Da, e grupa de sânge care poate să doneze, nu? Da, habar n-am ce curba. Am, n-am mâncat carnea unui animal ucis de mine.
ce urât! Ce? N-am mâncat carnea unui animal ucis, dacă ai ucis vreodată o găină sau nu, ceva. Nu, Doamne ferește! Nici eu, dar mamaia, da. Că mamaia le jupoaiele acolo. Doamne, nu, n-am, nu, nu, n-am! Nici eu n-am. Nu. Bine, ai mâncat carnea ucisă de altcineva. Da, asta da. N-am tras un pârț și am vinovățit pe altcineva pentru acest lucru. Băi, dar nu știu acum că gen de curând, evident că n-am făcut asta. Probabil când eram mică, da, cred că am. Când eram mică, nu știu. Da, probabil pe soarta, cred. Probabil că la grădiniță sau ceva, făceai asta. Da, probabil. Zic că da. N-am făcut pe mine. Da. Eu am făcut în somn când eram mică, am crezut că sunt la baie și efectiv am făcut pe mine. Vai, nu te cred. Deci am visat că m-am dus la baie și de fapt nu eram la baie, eram în pat. Da. Și am făcut în pat. Tu? Da, eu când eram mică, gen... Da, bine. Când normale, da, de copii mici. N-am făcut baie complet dezbrăcată în mare. N-am. Nici eu nu am, dar mi-aș dori, ar fi mișto să faci undeva, nu știu, într-o... În altă țară, habar n-am. Da, poate că într-o altă țară. Sau că îmi place pustie, habar n-am, nu știu. Ar fi o experiență mișto. N-am înșelat. N-am. Doamne, nu faceți asta. Deci de ce să faceți asta? Pare că n-ai respect față de tine, dar... Pe lângă asta, dar ce vine? Ce te costă? Dar exact, ce te costă să pui punct relație și apoi faci ce vrei cu viața ta? Sinceritate, de ce vrei să umbli la mai multe capete? De ce... Clar, dacă ai ales-o pe femeia, bărbatul ăla, este de ajuns pentru tine, nu mai ai nevoie de altcineva, deci nu faceți asta. N-am găsit un portofel pe stradă și am păstrat banii. N-am. De ce să faci asta? Este n-am, calma. Am găsit odată 50 de lei pe stradă și am păstrat. Păi și am găsit bani, dar portofel nu cu acte, cu așa nu. Nici n-am găsit și dacă îl găseam, mă duceam la poliție. Clar. M-aș fi pus, eu sunt genul de persoană care se pune în locul celelalte persoane. Și ție nu-ți place altceva nu-i face. Da, exact. Și m-aș fi gândit că, băi frate, eu aș fi intrat în disperare, să nu am buletinul, ca permisul și așa mai departe, aș fi avut nevoie de ele, așa că... Clar, păi și banii aia sunt utili până la urmă, că omul ăla și-a pierdut, nu cad banii din cer așa să fie... N-am trimis poze cu mine în ipostaze provocatoare. N-am. Iubitului meu? Am iubit. Ce ipostaze, gen, nu știu, care sunt drăguță, sunt frumoasă, sunt... Provocatoare, Azalea! E provocatoare! Gen, nude, nude! Nu nude, nu știu, ai un costum drăguț, un... Uite, hai să-ți arăt, de exemplu! Nu, așa ceva! Da! Nu! Îmi place! Azalea! N-am înjurat în biserică. Da. Deci eu când merg în biserică nici nu-mi place să vorbesc. Dacă vorbești un om, tu n-ai respect. Da, și eu în biserică îmi place așa foarte... Eu cu te mine. Conectezi. Da, exact. Nu ai poate să înjuri. Să mă conectez cu divinitatea, da. Da, așa-mi place. Nu, mai încep să vorbesc. Da. Și dacă aș face, da, astea, doar să vorbesc așa. Auzi, tu de acolo și nu știu. Da, ăla e un păcat, și ăla e un păcat. Mi se pare că încep cum sunt... Babele alea. Cum sunt babele care se duc la biserică doar ca să mai bârfească un pic. Aia nu e ok. Nu te mai duci la biserică. Stai acolo pe uliță. N-am intrat în locuri unde accesul era interzis. Am și eu, cred. M-am simțit rebelă și eu. Nu, de exemplu, unde scrie interzis. Da, sau oriunde scrie de obicei interzis, oamenii au tendința să se ducă fix acolo. Sau și chestia aia. Mai să zic, nu cred, nu atinge și... N-am mâncat de pe jos. Regula de 5 secunde. Da, și mai ales la țară, la mamaia, când mă duc să, nu știu, ceva, un fruct și cade din copac pe jos. Da, mai ales, de exemplu, ai și mamaia are un măr, un pom, gen, și cad merele de acolo și mi se pare cele mai gustoase. Da, păi de sunt exact. Și cele mai sănătoase. Și da, și regula de 5 secunde. Bun, deci cam astea... Mi-a leșinat amnamul. Da. Leșinat amnamul, nu mai vreau să mai... ridicam așa. Nu vrea să mai stea. Se vede că a mai fost folosit săracul. Cred că e gata să încheiem acest vlog. Sperăm că v-a plăcut și să ne spuneți în comentarii dacă vi se pare că semănăm și atât la experiențe cât și la fizic. Pentru că, da, ne spuneți de foarte multe ori treaba asta pe TikTok. Dar lăsați-ne acolo în comentarii.
Nu uitați să dați un subscribe acestui canal. Dați, eu cred în el, așa că trebuie să dați neapărat. Bibi m-a încurajat să fac acest canal și să sperăm că... Am zis că are nevoie de ceva fresh pentru că are idei. Da. Noi și trebuie să le pună pe un canal. Nu-i așa? Yes. Dacă sunteți de părere cu mine, lasă să-ți pun în comentarii. Și dați un follow și un subscribe și lui Bibi și pe Instagram și pe TikTok și peste tot. A, și dați și un like acestui videoclip. N-am dat like. Am. Și eu am, dacă să dau și eu like. Da, așa, foarte bine. Dacă tu pe tine nu te susții, atunci cine? Exact, cum să nu. Da, mulțumim mult de tot că ne-ați urmărit. Vă pupăm, pa! Pa!